calitatea noastră. Sper eu că sunt sigur de asta, că va fi un meci frumos, va fi un meci unde echipa cea mai puternică va fi câștigătoare. Dar mai întâi de toate vreau să vă rog să fiți atenți, să fiți prudenți, fiindcă punem mai întâi de toate prim plan sănătatea, atenția și apoi după asta premiile și diplomele. Cu această ocazie vreau să declar ziua sportivului din satul Buțeni deschisă și ținând cont că este o cupă care se cheamă Cupa Fragolino, un meci în cinstea unei întreprinderi din localitate, o să dau posibilitatea și celui care sponsorizează acest meci să ia cuvântul. Vă urez felicitări și succes! Nu să avem puține emoții, pentru că văzând în față o mulțime de tinerei, frumușei, care se luptă pentru un viitor prosper al Republicii noastre. Vreau ca în țara noastră, în Republica noastră, la noi, Raimon, în sat, să crească o generație foarte sănătoasă. De aceea și sponsorizăm acest sport și în orice sport sportul. Eu vă doresc succes, o sărbătoare plăcută și la muncă. Stimați copii, stimați antrenori, eu aș vrea să vă mulțumesc la început că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes și să câștigi cel mai tare. Doamne ajută! Noi vrem să vă mulțumim pentru jocurile care, frumoase care le-ați arătat astăzi pe terenul din satul Buțeni. Să știți că niște sportivi buni întotdeauna trebuie să știe a pierde, a câștiga frumos. De aceea echipa care s-a plasat în loc mai jos, eu cred că nu este cazul să vă supărați. Noi trebuie să muncim și să arătăm jocuri frumoase în viitor. Noi o să vă așteptăm și la anul și la mulți, mulți ani în localitatea noastră. Sperăm că voi o să fiți campioni viitori ai Republicii Moldova și o să ne mândriți cu, o să ne face să ne mândrim cu voi pe viitor. Deci, după cum juriul a calificat echipele, pe locul 3 s-a plasat echipa satului Bărgeana. Felicitări! O sută de lei și diplomă de gradul 3. La fel cu diplomă de gradul 3 se premiază echipa satului Buțeni Fragolino. Dacă ați observat, noi ne-am străduit să cedem acest meci în favoarea dumneavoastră și să pierdem frumos, ca când vom veni la dumneavoastră să câștigăm. Cu diploma de gradul 2 premiază echipa orașului Hâncești. Bineînțeles,
cei mai tari, cei mai puternici, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cimișlia. Felicitări! Aplauze! Jocul frumos. Noi am considerat organizatorii să premiem cei mai buni jucători din acest lucru. Și cu permisiunea dumneavoastră să-l felicităm pe Perchil Andrean din Tăceana. Cea mai bună echipa Tăceana. Rămânem un premiu de 50 de lei. Bravo! Echipa Buțeni, Robu Alexandru. Echipa Hâncești, Istol Dragoș. Echipa Cimișlia, Negru Ruslan. Bravo! Aplauze tare! Mulțumesc pentru un joc frumos. Cuvinte frumos. Dar încătorul se face numai pentru echipa Guță. Asta a rămas. Nu e nimic de alt scontă și a fost primit numai pentru echipă. Nu fii supărat. Asta este jos din partea mea, dar nu e din partea mea. Capitanul, primească. Alexandru, nu. Mulțumim, domnul Mihai. Te rog, aplauze, aplauze pentru dumneavoastră. Vedeți, dragi colegi, dragi colegi. Da, băieții, acum care au scapul băieții, primim pe înghețate. Uitați acolo, băieți. Thank you.